Azi clarificăm cum se răcește procesorul și când și cum se schimbă pasta termoconductoare. Cu cât procesorul e mai puternic, mai precis cu cât are un TDP mai mare, cu atât are nevoie de răcire mai puternică. Coolerul îl iei o singură dată, dar pasta termică își pierde valabilitatea după aproximativ 2 ani de la aplicare, iar procesorul tău va fi chiar și cu 10 grade Celsius mai fierbinte. Temperatura ridicată implică performanță scăzută și asta se simte acolo unde ai nevoie de 10 FPS-uri în plus. Procesorul este sub radiator, conectat la placa de bază. Coolerul, destinat răcirii procesorului, e format din radiator și cel puțin un ventilator. Radiatorul e bucata aceasta de metal care preia căldura procesorului și o disipă pe o suprafață mare. Ventilatorul, când se învârte, răcește radiatorul și astfel se răcește și procesorul. La acest model, partea care face contact cu procesorul este din cupru, deoarece cuprul transmite foarte rapid căldura. Lamelele pentru disiparea căldurii sunt realizate din aluminiu, fiindcă aluminiul se răcește mai rapid. Pentru a transfera căldura complet, procesorul ar trebui să fie lipit de cooler. Dar nu vrem să le sudăm. Radiatorul nu se pune direct pe procesor, deoarece contactul nu poate fi făcut perfect la nivel de micrometru, motiv pentru care se aplică un strat subțire de pastă termoconductoare. De obicei, pasta trebuie schimbată odată la 2-4 ani pentru că se usucă, își pierd din proprietăți, iar transferul termic nu se mai face la fel de bine. Mare atenție! Este recomandat să schimbi pasta termoconductoare și dacă dezlipești radiatorul de pe procesor, pentru că e posibil să rămână bule de aer la reaplicare și să nu mai facă contact perfect. Radiatorul e strâns puternic de placa de bază fie prin 4 șuruburi, pe care ar trebui să le slăbești treptat pe diagonală, fie prin 2 cleme pe care se aplică multă forță, așa cum e în cazul coolerului meu. Vezi de ce trebuie curățat de praf? Astfel, mie îmi trebuie puțină dexteritate pentru desprinderea clemelor de reținere de pe rama de prindere de pe placa de bază. Consultă manualul de instrucțiuni al coolerului înainte de a începe. Acum, ridică vertical răcitorul de pe procesor. Iată cum arată o pastă termoconductoare Arctic Silver 5 veche de 4 ani. E uscată, deci nu mai transmite căldura bine. Știu că procesorul meu se încălzea mai tare în ultima vreme pentru că ventilatorul se tura mai rapid și mai des. Curăță neapărat procesorul înainte de a-l demonta de pe placa de bază ca nu cumva să cadă ceva în soclu. Ai nevoie de o batistă de microfibră foarte fină și de o substanță de curățare pură. Nu folosi produse de curățare obișnuite deoarece acestea lasă urme pe procesor. Ideal este să cureți pasta uscată cu alcool izopropilic, puritate 99%, sau cel mult spirit sau apă. Dacă nu ai microfibră, folosește șervețele foarte moi. Înlătură toată pasta vizibilă, apoi mai freacă procesorul cu un șervețel curat până când nu se mai ia gri pe el. Curăță la fel și radiatorul. Trebuie să-l curățăm foarte bine de praf. Folosește un spray cu aer comprimat sau un compresor de aer pentru a îndepărta mizeria din ventilator și mai ales din radiator. Nu lăsa ventilatorul să se învârtă când îl sufli. Dacă nu ai ustensile de suflat aerul, curăță-l cu un șervețel. Fiind o bucată de metal, radiatorul poate fi spălat și cu apă. Dacă ai un cooler nou, probabil are deja pastă preaplicată. Dacă nu, va trebui să o pui tu. Există mai multe moduri de aplicare a pastei. A. Un bob de mazăre pe centrul procesorului, iar când atașezi radiatorul, pasta se va extinde teoretic pe toată suprafața. Aceasta este recomandarea oficială de la Intel. Practic, pasta nu va ajunge întotdeauna pe colțuri. B. Desenezi o linie pe direcția chipurilor interne ale procesorului. Exact așa am aplicat-o eu acum 4 ani. C. Desenezi un X. Aceasta e recomandarea oficială de la AMD. D. Aplici 5 puncte, în centru și pe colțuri. E. Aplici cum vrei tu și apoi întinzi uniform pasta pe toată suprafața. Unii nu recomandă această variantă, fiindcă e posibil să rămână bule de aer. Orice tehnică folosești, asigură-te că pui destulă pastă pentru a maximiza suprafața de contact. Dacă pui prea multă pastă, va ieși în lateral și va trebui să o cureți. Performanța nu e afectată. Iar dacă pui prea puțină, procesorul se va încălzi considerabil mai tare. Mare atenție la soluția termică. Dacă pasta conduce electricitatea, nu are voie să curgă pe placa de bază. Am acest tub de Arctic Silver 5 de 5 ani. L-am folosit de aproape 10 ori, iar astăzi îl epuizez.
Dacă vrei să te distrezi, să știi că poți pune acolo și pastă de dinți, doar că va merge mult mai prost. La același preț, în 2023, am luat Arctic MX4, care ar ține procesorul cu un grad mai rece. Diferența dintre o pastă slabă și una eficientă este de numai câteva grade Celsius, motiv pentru care îți recomand să investești într-o soluție precum Grizzly creionuri, numai dacă ai nevoie de performanță și silențiozitate maximă. Odată aplicată pasta, trebuie aplicat radiatorul înainte de a se depune praf pe procesor. În manualul lui de instrucțiuni scrie modalitatea în care trebuie să îl pui. Unele coolere se prind cu 4 șuruburi, iar al meu cu 2 cleme laterale. Trebuie aplicată forță până face click. Dacă al tău se prinde cu șuruburi, prinde-le ușor în formă de X, apoi strânge-le tare de tot pe diagonală. Pentru ca ventilatorul să funcționeze, trebuie să-l conectăm la placa de bază. Verifică manualul ei de instrucțiuni ca să identifici mufa potrivită. Lângă mufă ar trebui să scrie CPU fan sau ceva asemănător. Atenție că doar într-o parte merge conectat. Cablul trebuie poziționat în așa fel încât să nu ajungă în ventilator. Coolerul e gata! După 17 ore de asamblare și filmare, iată că am ajuns aici. Dar oare pornește calculatorul? Dă like dacă da! În caz că asamblezi ceva greșit, nu-ți face griji, în cel mai rău caz, ia foc calculatorul. Operațiunea realizată cu succes. Distribuie filmul dacă ți-a fost de folos, mai ales pentru că am lucrat 14 ore doar pe scenariu, și scrie un comentariu sau întrebare dacă dorești să afli și alte lucruri. Succes!